Pare la Iași, ciuperci otrăvitoare. O familie din Belceș, mama și copilul de 2 ani a avut nevoie de spitalizare după ce a consumat ciuperci culese din pădure. Când fetița a început să verse, mama acesteia a sunat la ambulanță și femeii s-a făcut rău, amețea și avea dureri de cap. Însă, după ce a fost stabilizată, a cerut să fie externată pentru a avea grijă de copil la spitalul de pediatrie. Locuitorii din mediul rural cred că pot distinge ciupercile comestibile de cele otrăvitoare, numai că pe baza mutațiilor genetice, cele două tipuri de ciuperci au ajuns să semene perfect. Așa se explică numărul din ce în ce mai mare al intoxicațiilor de acest tip. Exact în urmă cu o săptămână, pe 15 iulie, la spitalul de urgență au fost internate 11 persoane care acuzau vărsături și amețeli. Numitorul comun, un meniu de sezon, tocăniță de ciuperci otrăvitoare. Aseară, serviciul de ambulanță a adus de la Belcești o femeie și copilul ei de numai 2 ani. În urma ingestiei de ciuperci, un copil în vârstă de 2 ani din mediul rural s-a prezentat cu o stare generală influențată, cu dureri abdominale și vărsături. Pacientul a primit tratamentul de urgență cu decontaminare gastrică și perfuzii de reechilibrare volemică, fiind internat ulterior în serviciul de toxicologie. Starea generală în momentul de față este bună. Pacientul a ajuns la spitalul de urgență Sfântul Ioan, a fost evaluată clinic și biologic. Simptomatologia este predominant digestivă și suspiciunea de intoxicație cu ciuperci este în contextul anamnestic și clinic. După ce au fost întreprinse primele măsuri de depurare a toxicului, stabilizare, terapie, antidot, pacienta a refuzat internarea în secția noastră de toxicologie, întrucât copilul este la spitalul de pediatrie. Medicii pediatrii recomandă părinților să excludă ciupercile din alimentația copiilor mici. Mare atenție în ceea ce privește alimentația copiilor. Recomandăm părinților să nu administreze copiilor, mai ales de vârstă mică, alimente de tipul ciupercilor. Acestea pot determina fie indigestii, cunoscându-se faptul că sunt greu tolerate de tubul digestiv a copiilor, iar pe de altă parte poate să determine intoxicație cu consecințe grave.